Dinți puternici și frumoși. Un material pentru clasa pregătitoare. Știai că dinții sunt cele mai dure formațiuni ale organismului uman? Astăzi vom afla și mai multe despre dinți și mai ales cât de important este să ne spălăm pe dinți dimineața și seara. Pentru a observa efectul anumitor produse asupra dinților noștri, vă propun să realizăm un experiment. Pentru acest experiment vom avea nevoie de șase ouă, de preferat cu coaja mai deschisă, pentru a sesiza mai ușor diferențele, o periuță și o pastă de dinți. De asemenea, vom avea nevoie de șase lichide cu consistență și culoare diferită, respectiv apă, lapte, suc de mere sau alt suc de fructe, oțet cafea sau ceai și suc de smeură acidulat. Scufundăm acum fiecare ou într-un pahar în care am pus lichidele menționate, astfel încât lichidul respectiv să treacă peste nivelul oului. Am scufundat în apă, acum în lapte, vom scufunda în sucul de mere sau un alt suc de fructe. Acum în oțet, punem următorul ou în cafea și în final adăugăm oul în sucul de smeură. Iată și ouăle după 12 ore. Poți să-ți dai seama în ce lichid a stat fiecare? Oul din apă este tot alb, ca atunci când l-am pus. Oul din lapte pare mai alb și mai puternic. Oul din oțet, similar cu nespălatul dinților, și-a pierdut strălucirea și e mai gălbui. Coaja lui, la fel ca smalțul dinților, e mai subțire și afectată. Oule din sucuri și cafea au primit culoarea lichidului în care au stat. Pentru a verifica importanța spălatului pe dinți, te invit să faci și tu acest experiment și apoi să speli coaja oului pentru a vedea ce se întâmplă. Atenție! După ce realizezi acest experiment, nu folosi ouăle respective în alimentație. Și nu uita, spală dinții de două ori pe zi.